Sau și eu am găsit la un episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut, Clon! Și astăzi am pornit la drum cu mașinile noastre și motocicleta cu Pisica. Da, Pisica nu știu unde e. Uite-mă aici! Eu te-am văzut că ai făcut accident, ai căzut aici jos și pe aia te văd teleportându-te pe mașina mea. Serios? Pe mașina ta? Da, wow. E foarte ciudat. Uite ce sânge e aici. Dar ce ai făcut, mă? Te-ai dat cu capul de ușă? Da, m-am dat cu capul. Și a sărit Hells, da. Că toată se vede că se deportează și corpul rămâne da, undeva. Da, am văzut și eu chestia asta. La aia se vede mișto, știi? Ok, hai să pornim. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară. Și vreau să facem niște misiuni de VIP, pentru că nu prea am mai făcut recent, chiar n-am mai făcut de mult misiunile de VIP. Și ar merge să le facem, știu că e una cu tirul și una cu elicopterul. Da. Poți să da. Dai, bagă, nu știu care vrei tu prima. Hai să facem pe ăla cu Airfright. Airfright-ul, ok. De. Și pe aia o facem și pe aia cu tirul? Da. Hai că la cargo bob, da. A, așa, acum am eu de pe hartă sau trebuie să mergem undeva? Care e? Să mergem undeva, să o luăm cargo bob, uite că apare pe hartă iconița albastră. Aici, aproape. Dar se aruncă, frate, NPC-urile astea în mașina mea. Habar n-am de ce. S-a făcut soare, ploua din aur. Era așa de frumos, era o vreme de stat în casă. Bă, adevărul e că mie îmi place când e ploaie. Și mie. Nu știu cum sunteți voi. Dar unde vă duceți voi? Că aici e cargo bob. Păi eu sunt aici. Asta e să văd aici dacă pot să sar. E cargo bob roșu. Hai că nu pot în pisică. Ar fi tare să pot să o iau pe pisica cu... Înăuntru, știi? Să urce cu motocicleta înăuntru, da, în spate acolo. Da, ar fi interesant. Faza e că înainte venea Mihai cu un buzzard să ne protejeze. Acum nu mai avem buzzard, o să venim așa direct. Mâinile goale. Da, e un player în față, n-avem protecție aproape deloc. Hai că suntem aproape, băieți. Se uită spre noi, deci ok. Problema e că dacă cum o să tragă ea noi când luăm package-ul. Da. Știi? Nu știu, eventual încercați să trageți în ei. Păi n-am decât pe pachet. Vezi că e unul și pe pachet chiar. Vezi? Lasă-mă pe mine jos, dacă e. Nu. Aaaa, e la bazar în spate, lor. Oh, prietene, stai acolo. Poți să mă întorc un pic, să-i dau una? Nu te întorc. Că l-am luat și am fugit. Bine. Sper să nu scap, că... A, pierdut, gata, să-l las în jos, ești nebun? A plecat? Da. Și a fost, am fugit, am furat ăsta și am fugit. Am urt acolo 5-10 oameni. Așa se face misiunea asta. Așa se face misiunea asta optim. Merge să trag înăuntru aici. Acum, problema e dacă cumva o să vină cineva după noi, știi că ei acum ne văd pe hartă și poate să vină oricând. Nu e nimeni în direcția noastră, deci nu ar trebui să fac griji. Aveți grijă unde trageți cu AG-urile să nu cumva să nimeriți pachetul. Bă, Mihai, n-auzi mă să nu mai tragi. Da. Când acolo ea trage. Da, pe să lângă el. Ba, zici, pot să trag. Uite, pe clădirea asta de aici, era clădirea din spate pe care o vedeți acolo. Acolo e un loc foarte bun de a sta și a sniperi. Erau foarte mulți oameni în oraș odată și m-am urcat pe clădirea aia. Și pur și simplu stăteam acolo și trăgeam cu sniperul. Te uiți pe Macara și tragi cu sniperul? Da. Bă, frate, și... vine după noi. Cine? Bazardul ăla tot vine pe noi. Uite și trage. Trage după noi? Ia întoarce, mă. Am văzut. O să-i dau una în față. N-am cum să întorc, mi-e frică să nu cadă pachetul. Ea, trebuie să-i înălțime să-l întorci din coadă. Cât de departe e ăla de noi? E lângă noi. 300 de metri. Pe bune? Da. Uite-ți pute. Nu vreau. Din mouse. Nu pot, că țin în față. Ține W apăsat, întoarce de mouse. Aoleo, e spatele nostru. Și se trage ocazional noi. Dar nu-l văd trăgând. Eu-l văd. Nu ajung gloanțele până aici, dar asta e altceva. Da, asta e la limită. Hai să vedem dacă ne iese șmecheria din prima, ar fi tare. Vede tu mai în stânga, dacă e ca totuși, vezi că mi-a 19.850, de ce? Că l-ai luat, cred că l-ai lovit, ca de obicei. Să știi că l-am luat foarte finos, deci nu știu de ce mi-ar fi scăzut. Bă, trage noi, ne nimerește. Păi, dar du-te în partea, stângă tu. Nu. Ca să poți să... Ce vrei, să-l cobor direct? Da. Și acum să bubuie. Ați pierdut misiunea. Nu cred. No. Sau? Nu, lasă-l jos frumos, că după aia trebuie să-l parchezi și pe el. E cel la pilot. Bravo, mam!
Nu ieșiți, mam. Ce ziceam, nu ieșiți? A ieșit pisica. Da, așa ai făcut și data trecută. Când? Am mai fost odată o misiune de genul ăsta și tot așa ți-am zis să nu ieși și te-ai aruncat. Mi-aruncăm? Nu, încă, nu, încă. Ăla s-a prăbușit. Dar de ce mi-l arată încă cu roșu dacă omul s-a prăbușit? Gata. 7, 6, 5, ai 7. Sânge? Ai sânge? Dă-i, dă-i drumul. 3, aoleu! Bubuie! Oh, ce frumos! Eu mă duc să atelezez pe dinozaurul la roz. Unde e? Aici, în față, pe drept. Partea aia. Ia uite-l mă pe unul cu parașuta. Cine-i cu parașuta? Amândoi suntem. A, mă dor ochii când mă uit la soarele ăsta. Ia uite-l pe altul. Mamă, dacă-ți dau un glonț în cap acum... Am atrezat pe clădire, l-am atrezat pe... Bum! L-a reușit. Aterizat, s-a împiedicat. Sau ăsta așa că... Aoleu. Acum trebuie să facem howlage, o? Howlage. Bagă... Howlage. Pe howlage. Bagă, bă, tirul. Mai întâi vehicul. De unde facem rost de tir? Mihai, ia uite, ia vină în coace. Ne dă el tir. Vină în coace, să arăt ceva. Stai să iau ceva. Asta? Să vin coace, să vezi ceva. Ai văzut asta? Ce? Nu vreau să mă uit acolo. Bă, de ce direcție arăt? Mă arăt cu de aici și vreau să mă uit. Nu, vrei să vezi? Du-te tu pisica. Ai văzut asta? Ce e aia? Uite aici. Cu păneața la dinozaur? Da. Oane, oh, frumos, cu limuzina, îmi place. Cine are checkpoint pus? Of. Așa, securo serve, porc. Și avem cooldown 3 minute. Trebuie să facem 3 minute ce merg. 3 minute? Ok. Ce facem noi mai bine? Acolo. Hai să pun hot dog. Bă, e restaurant aici, diner. Da, știu. Aici e aeroportul Trevor, nu? În zonă. În stânga, parcă. Parcă? Mam. Mam. Holy shit. Am ceva emoții stând aici. Whee! Hai să conduce Mihai. Ce conduce bine. Da? Așa mă minte lumea. Da, da. Opa. Uite pușcăria în față. O, da. Aș trage noi, dar... Vine, tata, direct, cred că 4 stele din star. Cred că da, cu pușcăria cam așa e, cred că e la fel ca și cu mie armata. Da. Deși am putea să intrăm acolo, dar ar fi tare, frate, să poți să intri înăuntru unde sunt celulele. Da, să vezi deținuții. Să vezi cum sunt deținuții acolo și toate chestiile astea, să poți să scoți deținuții fizic de acolo. Nu cred că e nimeni acolo. Ar fi șmecher, chiar ar fi mișto. Vreau și eu un avion, frate, un elicopter. Hai aici, pe pistă. Oh, e ăsta mare. Titanul meu. Titanul meu. Am doi. Sunteți pe jos. Titanul meu, titanul meu. Ia-s titanul. Eu nu mai am... Vreau și eu ceva, dar doar un elicopter aici. Ah, bă, nu, sunt două. Ești un buzzer. Ești un buzzer, dacă vrei să-ți iei buzzer. Întrebarea e dacă luăm haulage, unde ne dă ăsta? Ne dă aici la... What the fuck? S-a urcat pe mine! Mihai, că... S-a urcat pe... Am crezut că mașina mea să funcționeze ca frână. Și ce crezi? A continuat să meargă și a bubuit... Doamne ferește! Limuzina, deci a bubuit limuzina. Care era... Ce, nu mai merge? Lol, ce nu fel, mai max? Merge. Ia-ți buzzer-ul. Nu încoace! Ah! Ce buzzer? Ai un buzzer de aici. Dacă ai tu vreo cu mine, ca pilot. Da. Mihai, hai cu mine ca pilot. Nu poți, nu poți să mă feliezi. I have a safe zone, lol. Pau, Max. Aoleu, cine trage? Au, oh, cine? Fugi. Pleacă. You missed. Mihai, ești gata? Aoleu! Doamne, ferește. Doamne, ferește. Aha. Și am tras. Și am tras și Mihai a tras. Grenade launcher. S-a făcut praf și ăsta. Uite, s-a curbat în... Vezi? Iau aici, înăuntru, s-a ard. Ce? Se leagă în ăsta, dintr-o parte în altă. Văd, poți să deschid ușa oare? Nu merge. Coboară. De ce faci de-astea, am tras în ușă să văd dacă se deschide și tu erai sus, de unde să știu eu că ești.
Minciun! S-a rupt aripa. S-a rupt aripa? S-a rupt aripa cea îndreaptă și... A, da, da. A, s-a rupt ambele, de fapt. Ha! Lol. Și e coada de sus s-a rupt. Aoleu. Securo, Vipork. Ups. Încă 12 secunde. Ce? Vine poliția? Nu. Dar ce? Ce-s cu mașinile alea care vin pe aeroport? 3 steluțe. Eu n-am. Eu am, că a tras pisica în mine. Cum adică tu ai că a tras pisica în tine? Trage pisica și face organizație. Eu n-am. Eu nu sunt în organizație? Ba da. E? Da, e. Culoarea aia gălbuie și nu-mi dau seama. Mihai, faci praf. Și praf și pulbere. Mihai, nu mai fă praf. Hai, urcați-vă mașina asta și hai să mergem. Da, așa că vine și pisica. Am tocuri și merg mai greu. Haide. Dă-i drumul, dă-i drumul. Și că bribe authorities. Dă-i bribe, hai. Work. Haulage, start. Să vedem unde ne-l dă. Invers. Dar nu mi-l arată pe hartă. A, ba, acum, abia acum. Oh, cât avem de mers. 4 mile. 7 km. Jumate. Mergem cu obosit asta sau ne luăm mașini? Păi am de asta, mă, cum e. Ce, cum e cu obosit? Merge bine, ce ai? Mașina obosită. Plus că am sirena asta și se dau la o parte oamenii. Da, pariu că te încurcă mai rău. Pariu că te încurcă mai rău. Trageți spre tine, știi? Da? Fii atent, fii atent. Iau acum pe autostradă. Și logica GTA-ului, da? Deci aici sunt două benzi. Tu mergi pe mijloc. În teorie toată lumea trebuie să dea pe dreapta. Ăla e pe banda din dreapta și îl face stânga și stai în față. Ia să vedem. Deci uite ăsta din fața ta, în loc să se ducă pe dreapta, o să stai stânga câteodată. What the fuck? Hai. Dar nu vrea să se ferească. Uite-te, da, la el ce a făcut. A făcut accident. Da? S-a speriat. Da, lor. Deci uite, se duc dreapta. Unii dintre ei nici nu vor să se ferească. Să ne simțiți. Dar trebuie să se dea, e lege. Da. Hai. Hai. Ia să încerc să-i fac pe ăștia să se dea de aici. Hai băieți, dați-vă, ia uite, s-a bușit în ăla. Nu s-a bușit, că sunt la distanță, dar gen să opresc, nu se dau la o parte. Opresc aiurea. Câteodată, uite, dacă merge așa, da? Trebuie să dea pe dreapta, ăla după banda din dreapta și face stânga, frate. Și stai în fața. Ia. Nu știa pe autostradă, văd că nu le acționează pe... Ce uite cu ea? Ce uite cu fata? Glumești cu mine! S-a de ce? Că s-a poți, a zis că vii după el. Doamne ferește. Uite pe ăla oprit acolo. Ce chestii ciudate. Uite și ăsta n-are nicio treabă. Prietene. Bă, dar vezi poliția acolo. Da, dă-te vă de aici. Uite-și pe ăla alt. Ce ciudățenie e. E interesant totuși să... Să ducem pe munte. Asta s-a lăsat să facă pipilic acolo. Da. Ce tu pe aici? Uite ce mișto se vede luna acum, e luna de aia plină. Uite câtă lumină face. Frate, asta chiar nu vede că-s poliție? Bro, trage pe dreapta! Trage pe dreapta, bu! S-a spart rata, bro! Vezi că a dat un bolovan. Ăla bolovanul ăla. Asta. Bă, la live nu reacționezi la amenințarea de armă. Cops turn a blind eye. Ah, deci cât ai dat bribe authorities, putem să facem practic orice, că nu zice nimeni nimic. Mai durează 30 de secunde. Deci voi acum puteți să faceți orice, vă faceți de capsule. Hop, hop, hop! Ce-ai făcut bine? S-a fugit rata de spate. Să știi că nu știam chestia asta. Și eu cum am văzut-o? Ups, lol. A trecut prin parapetele un pic. Stânga. Încă 15 secunde. Trage să năște, trage. Ia uite, mă. Doamne, ferești. Am văzut. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Nu mai trage. Gata. Armele buzunar. Tot în regulă? Gata. Dar nu s-a tupat nimic, adică când no, am făcut cum așa e guns blazing, no. Gen mafia style. Drive-by. Drive-by, brr. De polițist. Mai avem 15 minute. Din ajungem? Am făcut 3 minute pe drum. Frate, dar ei ar trebui să calculeze chestia asta, adică nu cred că ne dă haulage să nu putem să-l facem. Că mai pe hartă. Trebuie să faci un dreapta pe off, a nu e off. Parcă vezi că trebuie să-l ducem în oraș. Prima stradă la dreapta aici. Handbrake. Aici e poliția? Da, stânga pe aici. Eu. Da, eu drept. Mergi drept, mergi drept, că nu-i mașina noastră. Frână. Copac!
Oh! Piatră! Baltă! Baltă. Mostră de baltă. Hai mașină, trage! O dau jos în ping? Da, lasă că merge. Hai că am ajuns, uite... Uite capul tractor. Da, uite, să luăm. Tractorul ăla, las tractorul, băieți. Mihai, îl iei tu? Da. Dacă te las exact aici. Hai. Da. Și te escortăm cu mașina de poliție. Bă, sper să avem timp. Mai sunt 15 secunde dacă reușești să le iei pe ăsta de aici și să pornim. 15 minute. 15 minute, 15 secunde, what the fuck. Era un gard aici odată? Da, da. Hai că n-avem mult de mers. 3000? 4 km 75. Cu ăsta e ceva, crede-mă. O să merg stilul curse. Dă-i tare. Aici o să vină ăștia... Oh, asta e misiunea aia urâtă, mă. E urâtă doar dacă avem probleme pe drum, dacă nu, nu. Deși e cam departe, nu cred că o să vină nimeni. Să sperăm. Eu le escortez. Nu e nimeni în față, e liber. Cum fac luminițele aia pe mașină? Zic că e un pop de crace pe stradă. Așa se vede. Păi și licure acolo, știi? LOL. O să-mi strici mașina asta. I-am stricat lola bananele. La mine e nemișcat ăla. Mi-a arătat că tu te-ai lovit de el și ai sărit. Păi Doamne. Eu m-am lovit de el și am sărit, dar i-am stricat taraba acolo în față. Nu? O să vândă banane SH. Oh, nu, nu fă de astea, te rog, mergi normal. Boing. S-a plăcut? Nu. Așa se facă și Max Rete, așa mașina s-a rugat pe clip, ți-a plăcut? Să știi, să știi. Aaa, nu pot să cred. Ce, aolo, ce să crezi? Aaa! Nu pot să cred. Îl bagă off-road, ești nebun. Bă, nasol! Chiar că... O, vezi să te blochezi cu... Aia, da, până. Încerc să nu-l încurc pe el, știi? Încerc să ocolesc eu. Stai ușor, stai ușor. Oooo, piatră! Să nu ne blocăm, că nu ne mai dă mașină. Știu. Ba, sunt mașini pe aici. Mașini pe aici? Am trecut acum pe lângă una. A, lol. Au dobur niște bolovane. A, dar chiar nu sunt parcat. Mamă, ce drum, a pus să fac cu tir, nu pot să cred. Euro Truck Simulator 2 versiune off-road. Da, în Euro Truck te pune să faci drumuri de genul? Nu, dar poți să iei o hartă custom care una, mă rog, mai multe. Sunt dar ăștia oare chiar au nevoie, adică cei care merg pe tir, chiar au nevoie să meargă pe drumuri de genul ăsta? Eu nu cred. Au voie. Drumuri normale, pur și pe șosea. Autostrăzi de preferință. Da. Oricum n-ai văzut că nici nu mai dă voie să intri în oraș și îți trebuie o licență specială. La alea mari, probabil, de tonaj mare. Orice tir! N-au voie să intri în oraș deloc? Nu, trebuie să obții o licență specială pentru... Păi da, mă, dar sunt aia care, de exemplu, sunt distribuitori de diferite chestii și se duc la magazine cu tirul. Păi sunt decât aia de la benzină care vezi cu tirul prin oraș și... Păi aia care aduc marfă. Aia cu benzina chiar n-au cum să facă altfel, adică dacă e benzina în mijlocul orașului, ce vrei. Da. Oricum, aia sunt asigurați. N-au probleme. Mamă, ce urc. Mai nu vine nimeni la noi. E ok. Slavă Domnului. Da, ți-ți dai seama pe aici, dacă veneau la noi, nu-l mai scoteai de aici. Dacă mă blochez undeva sau am făcut vreo greșeală dubioasă, e cam nasol. Sunt cer să nu intru în el. E, de ce nu mai am lumini în față? Să că s-au spart. Ai făcut flip cu mașina? Lasă că am luminile astea de deasupra, ca e de ajuns. Pom de Crăciun. Hai. Prietene, vine poliția. Vezi să nu se panicheze ăla din față când vii tu și să dea pe Mihai jos în apă. Uite corturi aici. Poate să mă împing atât de ușor și se învârte Max. Da, m-am îngălbenit la față aici când în mașină. Ei! Da. Unde ești, mă? A, tu ești în spate. Ca unde te țin ca un deținut acolo, nu? Da. Oh, shit. Hop. Oh my god, gardul oamenilor. Ai văzut cum a fost? What the fuck, ți-a dat tot gardul jos. Am dat tot gardul jos, mă. Pe de-aia nu m-a oprit. Doamne, ferește. Surprinzător, încă mai merge mașina asta. Ai grijă, ai grijă. Trage un pic într-o parte mașina mea, dar... Dar merge. Da. Mi-a motocicletă. Bă, se aude... Eu aveam sirena din joc, dar se aude și afară în viața reală sirena. Chiar mă gândeam, what the fuck?
Nu mi-am dat seama că o să cătească chiar aici. Hai că m-am zis. Ha, mă, ți-a plăcut că te-am escortat, da? Păi da. What the fuck, pisică? Bă, mi-a dat bine. Bă, mi-a dat bine ca bani. A dat bine? A dat bine rău. Stai, mă, să... Da, vreau să conduc asta. Nu te mai lasă, a? Mă dă jos. Intenționat. Păi nu, că nu e al tău. Tocmai l-am adus la ăștia. E al meu, îl fur. Bă, eu mai am foarte puțin să fac și eu level 114, cred. Dacă vreți, putem să luăm mașinuța asta aici, da? Asta bubuim ăsta, nu vreți? Asta vreau să zic și eu, dacă nu construim măcar să... Bă, am făcut misiunea, ne-a dat ce trebuie. Acum aș fi să zic ceva nașpa. Hai, plecați! Ați plecat din zona? Unde ai pus C4? Nu am C4. A, lol. What the fuck? La fete! Mamă! Bă, dacă nu e al meu, măcar să-l distrug. Da, ci că ne-am chinit să-l ducem până aici. What? Ce-i dau cu piciorul în ea? Să văd dacă mai ține. Ia la testul de rezistență. Și-o luat pisica deja motorul. Păi da, normal, nu mă mor. Nu mai urc la tine în mașină. De ce? Pentru că pe conduce și-o agresiv. Și-o-s mașinuță. Da. Da, de unde atâta? Ia e mai finuță, vine și dă un minigun în față. Îți dă cu C4. E finuță rău. Da, da? Ia uite-o, ia uite-o ce finuță e ea. Uite-o. Hai bă, că ți-ar vrea să vezi o gagică de-asta în viața reală pe motocicletă, îmbrăcată în piele tot și să sară așa pe lângă tine. Nu cred că s-ar întâmpla. Știu eu unde se țară maxul de-astea. Ha? Ce se întâmplă? Aolo! Ce se întâmplă? Mie îmi plac gagicile astea mișto. Poare cu mașini tunate. Sunt câteva... Localuri care găsește așa ceva. Nu, lasă, ia uite, o sări peste mine. Și-a sărit, bă. Localuri, da, dar nu pe stradă, în mod așa normal, știi? Nu. Aaa, mă așa și costumate, să știi, adică am văzut. Ai văzut? Da, costumul, da, dar... Să sară așa, nu? Se pare șmecherat. Să sară, nu. Că n-ai unde să sari, dar, na. E ca tipa aia din Furios și Iute, știi? Furiosa? A, nu, aia e din Mad Max. La tipa aia mă duc fetele astea care au mașini tunate și chestii. Hai să băgăm... Leti, cum cheamă, mă? Da, Leti. Hai să băgăm și noi o cursă ceva. Bravo. Hai să băgăm și noi o cursă, să dă jos din mașină. Eu sunt în spate, nici pot să mă urc în față. Play job, my jobs, nu. Hai să văd ce să bag. Bookmark, să mă uit puțin la Stunt Races. Pregătit? Ce să bag eu? Aoleo, nu! Te-am atins așa, te-am împins de share. Dacă piște, scoate din meniu, parcă. Bă, am una, care se numește Traps. Da... Mai am una Cunning Creators. N-am mai... Pare cunoscut aia. Am mai făcut-o oare? Parcă Cunning Creators, da. Nu mai știu pe care l-am... Traps n-am făcut-o. Traps n-am făcut-o, dar practic Traps va fi... Trebuie să iei o decizie. Și dacă l-a decizia greșită... Aaaa! Trebuie să dai restart. Ceva de genul, cred. Vreți să încercăm? Da, sună interesant. Da, sună interesant, da. De acum, ce? La genul ăsta nu contează să câștigi... Știu, e... De experiența din... Din custom races. Să vezi Class super, zice... Be careful with your choices, deci, da. Și e point to point, deci n-ai lap-uri sau ceva. Ia uite-l, bă! Pleacă de aici. Hai că v-am dat invite și zice că e versiunea 1.4, ratingul e destul de mare, așa că bănesc că o fi bună de ceva. Pune și sărituri cu motorul, acum mi-a plăcut. Hai că v-am dat invite. Hai să intrăm aici. Yay! Bă, dar are rating bun. Știu. Am depinde dacă o să ne descurcăm, că e prima dată când o jucăm, adică n-am mai jucat până acum. Am intrat un tip. Am văzut. Lol, custom race și a mai intrat unul. Da, straniu, nu? Surpriză. Da. Și parcă văd că mă țin după ăsta, zic că știe ce face și îmi ia mai rățeapă, știi? E dau start așa, că nu mai intră nimeni. Nu mă țin după nimeni, eu fac eu ce știu eu. Eu, da, având în vedere că nu știu cursa, o să merg drept. La custom races, gen... T20, că la curse de genul ăsta nu am încredere în mașini slabe. Ena! Da? Hai nu mai spune! Chiar așa? Hai că mi-a luat și T20 de data asta. Tipul ăla n-a dat ready, dar... Să știi că între T ăla, X80 și Reaper,
Sunt foarte X80 cam alunecă de spate. Alunecă de spate. Eu am pifia, frate. T20 mi se pare cea mai balansată, dar... uite, mă, ne-a pus no contact, ca să nu ne accidentăm. Da, asta e interesant. Și suntem toți... suntem noi doi versus ei doi la mașini, vezi? Da? Noi doi avem aceeași mașină, ei doi au alte mașini. Alegerea ta, Mihai! Aoleu! Deja am greșit-o. Încă nu, încă nu. Mamă, cum să-ți geam? Mamă! M-am bușit de rampă cumva și am căzut. M-am dus aiurea. Încă n-am dat restart. Eu am dat că m-am dus aiurea. Eu m-am lovit de rampă cumva, dar nu... lol! Sunt de alea pe centru de bus și pe laterale erau de frână. Mamă, cum am spus. Păi, ești nebun la cap! Și că-s pe 1. Și-s pe 3. Sunt în cădere, în aer, am căzut pe lângă rampă. Și eu căzusem tot pe lângă rampă. S-a oprit mașina și de-a-n-fat. Bă, dar cum ieși din loop-ul ăsta, că merg într-un loop constant? Halul, da? Cum Dumnezeu sar? Trebuie să frânezi înainte. Trebuie să frânezi înainte de, da. Ai, ingenios, știi? Gata, am frânat. Am frânat, dar am ratat checkpoint-ul, a trebuit să dau cu spatele. Dar înțeleg. Pe locul 1, dar cum așa? Și fii atent, dacă mai îmi zice să iau stânga, dar pot să fac dreapta. Trebuie să nu ții accelerație 100% cum ții la restul. Nu trebuie să ții accelerație deloc la unele chestii. Ai, glumești cu mine, du-te în pălăria mea. Hai, pe acolo. Greșit și eu, nu pot să cred. Da, mă, e foarte... Uite-te și unde m-a dat. Trebuie să nimerești perfect. Nu e așa greu. Deci eu am luat checkpoint-ul de aici și acum unde mă pune să merg? Sunt într-o parcare. Nu pot să cred. Lol. Vai, să vezi mai încuce după parcare. Deci e un loop perfect. După care trebuie să intri pe acolo. Și mereu am căzut până acum. Ai câștigat acolo? Mama, what the fuck e asta? Lol. Da, frate, acolo e finalul, nu pot să cred. Bă, dar cum trebuie să treci pe chestia aia? Lupul ăla? Da. Lupul ăla e viteză și la jumătate, la un sfert, când mai un sfert nu mai accelerezi. Păi da, da. Ala și Max DNF pe diplomă, ce vrei să-ți faci? Bă, nu știu ce să zic. Nu e rea. Și care faza? N-a fost cursă. Adică, în principiu, o cursă, bagi viteză și ajungi la finish. Știi? Adică asta a fost mai mult ca niște probe. Hai să vedem, am găsit Stunt Makes Bank Ascent. După milioane de ani, pentru că aparent în jocul ăsta când dai să-ți găsească un job, te dă cu altcineva și pe ăla dă start instant, nici măcar n-ai șanse să-ți inviți prietenii sau ceva. Da. Și am făcut asta de vreo 2 ori până când am mers. Și acum a treia oară, după 3 loading-uri. Am reușit să intrăm. Da. Îi dau go așa? Da, dai go. Ce sunt mai... Dă-i în pisici pe ăștia. Dă-i, mă, dai go. I-am dat, anăt. Asta ar fi trebuit să fie o săritură peste Maze Bank. Dar pentru a face acea săritură, nu știu ce mașină să-mi iau. Nu am pistia? Am mașini foarte lungi, foarte lungi, nu am, foarte vitezomane. Cum fi, frate, iau așa cu gestul. Custom links, mi-l iau pe ăsta și asta e, na. Nu e foarte bună, dar pe asta e, mi-l iau pe ăla. Mașina asta încă nu m-a dezamăgit. Gata. Dar tu știi că e amuzant. Eu nu l-am pe ăla, dar nu știu. Eu n-am pistia. Nu mai am piftia. Nu, păi nu, că e clasa sport, nu e, ai clasa sport. Eu am bestia GTS. Pisici, dar se merge, merge, dacă nu, nu. Merge. Eu am alte mașini la customuri și nu înțeleg de ce. O să iau și pe asta care ai tu, Max. Știu, dar mie nu mi-e de pe aia. Striptease. Lol. What? Așa, random. Intru în voi. Aia, se referă la slipstream, mă. Da, dar să nu mă zic striptease, e mai palpitant. Vezi, uite, aici e problema cu mine, pentru că nu cotește mașina asta mea deloc. Și eu am atins peretele. Uite, mă, ce sunt tip pe loc 1. Mamă, frate, îmi dă ăsta numai când sunt în curbă și nu pot să vă depășesc. Care-i, mă, cu mine? Care-i în spate? Mihai. Oh, shit. E exact în spatele meu. Toți suntem în spatele tău. Toți. Băi, dai. Facem un trenuleț dubios. Aoleu, e unul deasupra acum. Ia să. Nu! Te îndrept. Mersi. Cine e pe locul 1? Ne bate pisica. Da, da. Cine e pe locul 1? Pisica. A sărit pisica. Pisica e pe locul pe jos. Pisica e pe jos. O, scuze. Te-am dreptat? Da, cât de cât. Ne-ndreptat reciproc noi.
Handbrake. Dacă fac handbrake aici nu e bine, mai degrabă reduc viteză. Da. Adică nu văd frâna de mână să funcționeze chiar atât de bine. Mama cum s-a dus. Slipstream. Frumos. For the win. Frumos cu slipstream-ul ăla. Să-l mai folosești. Da? Da, da. Zici că e hack. Hack. O, nene, dar ce v-ați îndepărtat așa de pisică? Că erați în spatele meu. Eee? Bă, frate, ia că vă întrec eu acum, mă, că m-am supărat. Așa? Fere. Uuu! Au! E gard! Uuu! Nu! Pierd controlul, pierd controlul! Prea departe de mine, n-am știut. Pierde! M-am dus. Hai să nu iau DNF. M-am dus. La cine? Am ieșit pe după. Ai sărit pe lângă tren? Da, da, da. Faza că eu nu mișc mouse-ul deloc în tunel, dar tot se duce era. Bă, ești de... Ce Dumnezeu a intrat acum, mă? Ah, shit, popice. Da, sunt interesant puse, plus bucata aia de pământ acolo, verdea. Cum se aude când treci pe lângă ele? Mi-a dat și ceva puncte că am trecut printr-unul. Mi-a dat 20 RP. Ferește. Nu știu ce face pisica. Paolo, deci, a explodat. Acum ai înțeles ce face pisica. Alol. Pisica a explodat. Nu. Dar cum a explodat? M-am dus ca un... ca o profesionistă. Ce ia să vedem. Acolo ai sărit. Hai că ai 20 secunde, da. Ai timp. Dacă nu mai greșești pe aici. Da, dacă nu greșești. Frână. Talpă. Dai tare, dai tare. Din nou curbă? Da, da. Curbă de și aici de drept, aici poasă. Drept. Grijă la popice, pisică. Bă, nu, ajunge? La limită. Nu, nu ajunge. Dai la tare, dai tare, dai tare, dai tare, dai tare. Ma! A terminat sau nu? Da! Ți-a da? 3, da, 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 da. La limită, frate, ești nebun? Yes! La sutime a fost, cred, gen. Hai, doamne. Da, nu mă așteptam, zic, bă. E fix pe finish, pisică, că s-a terminat. Doamne. Da. Oricum, asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa. Pa. Pa.